Parea semnelor de către Soare și Marte, toate aspectele importante săptămâna asta se petrec cu Mercur, care, iată, e proaspăt ieșit din zona de umbră, este pe acest teritoriu foarte populat care este Capricornul, ceea ce ne face să avem o gândire mult mai pragmatică, mai logică, să ne bazăm mult pe argumente, pe demonstrații, pe scheme. Însă trebuie spus că acest Mercur face niște aspecte extraordinar de frumoase, aspecte de susținere atât de la Jupiter, Marele Benefic, cât și de la Neptun. Așa cum spuneai, astăzi, iată, avem și o frumoasă conjuncție între Lună și Neptun, lucru care accentuează intuiția pentru toate semnele zodiacale și poate că ar fi bine să le recomandăm tuturor să lucreze puțin cu iertarea pe zona aceasta de pești, să lucreze puțin cu milostenia, caritatea, compasiunea, mila. Exact, da. Lăsarea trecutului în urmă. Este o zi foarte favorabilă activităților spirituale. Deci tot ceea ce ține de compasiune, de milă, de spiritual, este foarte încurajat. De rugăciune, de meditație. Exact, de iubire cristică. Deci realizarea armoniei asta se face prin detașare și printr-o vibrație înaltă. Este o zi foarte favorabilă, spuneam, preocupărilor în zona aceasta, religioase, spirituale. Foarte frumoasă această conjuncție Lună-Neptun, care ne permite și un acces superior la suflet. Deci putem, prin intermediul unei stări, de fapt astăzi putem intui, pentru că chiar astăzi este această conjuncție, da. Putem intui ce ne face bine cu adevărat sufletește. Ce ne poate scoate dintr-o aură mai pesimistă, să spunem, dintr-o zonă în care poate nu suntem confortabili. Și nu ne referim la o persoană. Poate să însemne o stare de lucruri, poate să însemne o activitate, poate ceva ce se intersectează cu viața noastră, poate să fie chiar un conflict care să te scoată dintr-o stare mai delicată. Deci, din punct de vedere energetic, astăzi vom descoperi ce ne-ar putea ajuta în perioada imediat următoare să ieșim dintr-o matcă, nu știu, care poate ne deranjează. Și să avem o stare de bine. Da, exact. Ce ne aduce mai multă împăcare. Ce elemente karmice identificăm, pentru că nu putem să nu comentăm puțin, aș vrea să trecem deja la nativii berbec. Ce elemente karmice avem pentru nativii berbec? Știm deja că Saturn de-abia intra pe 21 decembrie la primele grade, în primul decan, deci al semnului Capricornului. Iată, cu siguranță vorbește și pentru berbeci despre foarte multe lucruri. Avem această apropiere Jupiter-Marte încă în semnul Scorpionului, iată și patru planete în semnul Capricornului. Deci este destul de multă forță pe cer zilele acestea și cu siguranță atunci când știm când o planetă se pregătește să iasă dintr-un semn, așa cum este Uranus, acum în al treilea decan al berbecului, pentru berbeci cu siguranță este o provocare, pentru că ea fiind pe ultimul decan, vorbește despre necesitatea de a demonstra că lecția lui ai cam înțeles-o. Exact, și din mai, de când Uranus se va muta și el într-un semn de pământ. De 15 mai, în primul semn de pământ. Exact, în Taur. Din punctul de vedere al berbecilor, este vorba de casa a doua a bunăstării, confortului personal, rezultatelor financiare din munca proprie. Uranus, iată, după acest tranzit lung care ține din 2011, îi va obliga să treacă la concret. Dacă până acum au avut idei, planuri, li s-a descărcat informație într-un mod extrem de rapid, au fost deschiși la nou, din mai încolo, Uranus îi obligă să treacă la concret, să pună în practică toate aceste viziuni, intuiții, toată această deschidere, idei nonconformiste, cumva și să-și tempereze răbdarea, căci iată, este o temă majoră pentru berbeci. Uranus i-a solicitat din acest punct de vedere în toți acești ani, iar cum spuneai tu, aceste elemente karmice, să nu uităm că totuși trei planete grele vor fi în semne de pământ pentru o perioadă lungă de timp. Iar berbecii au chiar deasupra capului lor pe acest Pluton care stă acolo din 2008, care vrea restructurare. Ei au pe puncte esențiale din hartă, pe case cardinale, niște planete foarte importante. Adică, de fapt, acest Uranus în ultimul decan acum, repet, el se cam pregătește să facă această ieșire, chiar dacă mai retrogradează după aceea, în semnul Taurului. Vorbește despre faptul că berbecilor nu li se mai permite să aibă absolut deloc haos pe nicăieri.
Deci viețile lor ar trebui ordonate, pentru că una este un Uranus la primele grade în semn și alta este un Uranus în ultimul decan. Deci deja acum se cam presupune că ai înțeles mesajul lui și bine ar fi să și arăți că ai făcut-o. Deci berbecii ar cam trebui să-și pună în ordine viețile, să nu mai accepte situații de situații surpriză, adică să intuiască o potențială situație surpriză și să se pună la adăpost, să nu lase elemente din acestea, eu știu, care vin, pleacă, care îi surprind, să capete forță. Mai ales cu cele trei planete, cum spuneam, în semne de pământ, totul trebuie să fie la un nivel extrem de concret, adică berbecii pragmatici, să-și ia măsuri de prevedere, mai ales odată cu intrarea lui Mercur pe această zonă care este și financiară, dar e legată de valorile berbecilor în general, să încerce să fie preventiv. Saturn, acolo pe mijlocul cerului, le dă această capacitate de prevenție, iar Uranus le aduce viziunea a ceea ce se poate întâmpla, iar ei este recomandat să se pregătească până la intrarea lui Uranus în Taur, știu eu, poate cu lucruri de la cele mai mici și o luăm cu planul fizic și concret, la a-și pune bani albi pentru zile negre deoparte, la nivel psihologic, de a fi, cum spun americanii, să aștepți cei mai buni, dar să te pregătești pentru cei mai rău, totuși să ai și varianta B sau C. La un nivel spiritual, Uranus le poate aduce însă metode inedite, practice și concrete, că totuși e într-un semn de pământ, de a-și crește veniturile, noi metode de câștig. Da, noi metode de câștig, foarte, foarte frumos. Ai spus, Silvana, acest Uranus în Taur, știm că Taurul este responsabil cu formele acestea de câștig, da, cu tezaurizările. Uranus, care este o planetă atât de creativă și inventivă, vine cu propunerea din 15 mai 2018 să ne gândim la variate forme de câștig, adică vor fi favorizați inventivii, cei exact care aleg să vină și cu alte idei, chiar dacă, să spunem, au o situație bună, financiară, stabilă, dar totuși da, pe care o au de câțiva ani sau poate de o viață. Uranus în berbec, în Taur, spune clar, încercați să aveți și alte idei, să fiți mai creativi, să fiți inventivi, poate chiar în domeniul nostru să devenim mult mai, să spunem, mult mai artistici în a găsi noi modalități de câștig, pentru că cei care, spuneam, se reinventează vor fi clar favorizați, dar mai avem un aspect pentru berbeci foarte interesant, această provocare de a fructifica orice oportunitate. Toate aceste conflicte deocamdată între Uranus și ceea ce se găsește în Capricorn conduc la concluzia că ei ar trebui să fructifice anumite oportunități, să aibă îndrăzneală prin încredere în sine, să treacă la acțiune. De asemenea, avem și un indice de subordonare, de cult al puterii, pentru că Saturn, care este responsabil, știm foarte bine, cu puterea, a intrat în domiciliu, deci acum oricum sunt favorizați oamenii cu putere, oamenii cu funcții de răspundere, chiar dacă și pentru ei este o dublă apăsare, fiind foarte favorizați. Foarte interesant, scuze-mă că te întrerup, mi se pare și faptul că avem această conjuncție Mercur-Pluton, iată, pentru berbeci, chiar acum, pe socioprofesionalul lor și imaginea lor în lume. Zice, da. Și e de menționat faptul că în multe hărți de politicieni, de președinți, se regăsește această conjuncție Mercur-Pluton, pentru că, după părerea mea, berbecii ar trebui să meargă mai mult pe pasiunea cu care își exprimă ei ideile, pe puterea lor de convingere în sens pozitiv. Dacă au anumite, știu eu, traume legate de felul în care alții își impun autoritatea asupra lor sau se simt presați de anumite conjuncturi sociale sau simt nevoia să se pună pe un program defensiv de a-și apăra imaginea în lume, ei chiar trebuie să fie puțin atenți și, puțin atenți și datorită prezenței lunii negre acolo, care la un moment dat tinde să destabilizeze chestiuni legate de imagine și securitate socială. Este foarte interesant pentru berbeci în această perioadă, pentru că avem acest indice de cult al puterii, spuneam, cu Saturn în domiciliu și cu Pluto acolo. Cum se raportează la oamenii cu putere, la oamenii cu funcții? Vor fi destul de obligați să cam respecte toate regulile, să fie cu toate actele în ordine, să aibă toate semnăturile la zi,
să fie foarte corecți, ba chiar aș spune modele de corectitudine ar trebui să fie berbecii în ceea ce privește raportarea lor la lege și tot ceea ce ține, spuneam, de acte și de lucruri semnate, pentru că sunt direct vizați de această forță a planetelor în Capricorn, ei fiind un semn nu tocmai confortabil cu această zodie. Zonă. Da. Capricorn, dar oricum este și un marcaj de rezistență în fața oricăror încercări ale sorții, pentru că în această perioadă berbecii au destul de multă energie. Este și chiar o exaltare, putem spune, pe care da. O au acum, căreia cu siguranță îi fac față. Deci cam orice provocare va veni, indiferent că este vorba despre provocare socioprofesională, pentru că este atâta forță pe casa a 10-a, casa Capricornului, fie că este vorba despre provocare, să spunem, financiară, ei cu siguranță fac față, adică au resurse, au rezerve să iasă din orice încurcătură. Uranus este atât de inventiv că foarte puține sunt zonele sau domeniile prin care ei ar putea, de exemplu, să, căror ar putea să nu le facă să față. Să nu le facă față, da. Și foarte bine ai spus. Pe de altă parte, și Saturn îi sprijină totuși, pentru că ei pot cu Uranusul acesta inventiv pe, în semnul lor și cu Saturn pe socioprofesional, ei pot apela la metode tradiționale, la experiența anterioară și să rezolve probleme noi, dar cu metode mai vechi. Saturn le dă această cunoaștere. Să mergem mai departe, Silvana, să vedem acum